Bun găsit, dragi prieteni! Ai Zodiacul.ro la analiza săptămânii, cuprinsă între 7 și 13 octombrie. Vom realiza această analiză, dar nu înainte de a vă aminti să vizitați site-ul zodiacul.ro și, mai ales, din punctul meu de vedere, să vizitați produsele care se referă la astrologie, la analize astrologice personalizate. Pentru aceia care nu se hotărăsc la un produs sau care doresc o discuție care să atingă mai multe puncte, ale vieții lor personale, vă rog să apelați la telefonul astrologului. Vă aștept cu drag, și acum să ne suflecăm mânecile și să vedem ce ne aduce această săptămână. Dacă mă uit bine, această săptămână ne aduce o stabilizare emoțională. Da, emoțional, fiecare suntem destul de sensibili orice, indiferent de, de ce zodie, indiferent de aspectele care sunt în astrogramă emoțional, fiecare om este foarte, foarte sensibil. De data aceasta se pare că ceva ne întărește. Ne întăresc niște vorbe, niște vorbe pe care le primim și care nu sunt foarte comode. Pentru unii sunt vorbe aducătoare de stres, pentru alții însă sunt vorbe provocatoare. Și această provocare conduce la un fel de stabilizare emoțională. Adică ia stai să mă gândesc eu puțin. Ce am de făcut acum? Am de făcut, trebuie să gândesc într-un anumit fel și acel fel în care eu gândesc, care s-ar putea să nu-mi convină, îmi aduce o oarecare liniște sufletească. S-ar putea ca liniștea sufletească să, pentru unii dintre nativi să le aducă niște vorbe pe care le-au ținut foarte mult în ei și pe care au curajul să le spun. Acum, fiecare dintre noi știe în care, în care din ipoteze se află, și fiecare dintre noi știe ce are de făcut pentru el ca să-și să liniștească cumva sufletul. Pentru că săptămâna promite a fi una destul de comodă, zic eu. În afară de aceste informații, vorbe, lucruri care pot să. Da, care pot să deranjeze sau pot să tensioneze, altceva stresant nu, nu apare. Și să vedem în continuare care este acest, acest trigon regal care se formează între planete, care înseamnă responsabilitate, acțiune și armonie. Să vedem cum acționează aceste planete și această configurație pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Din punct de vedere al vieții personale, pentru nativii, Berbec este o perioadă foarte, foarte interesantă. Pentru că, în ceea ce privește căminul lor, casa lor, felul în care ei își stabilesc cuibul, iau niște inițiative. Și inițiativele țin de parteneriat. Unii dintre nativii berbec lansează o cerere în căsătorie, destul de forțată. Este posibil să, ca răspunsul să fie nu. În cazul în care răspunsul este nu, sau în cazul în care nu primesc cererea în căsătorie pe care o așteaptă, se liniștesc din punct de vedere emoțional. Sunt alți nativi berbec care uh, găsesc de cuvință să încheie o relație toxică, o, chiar un, uh, o relație conjugală foarte serioasă, dar pe care, uh, din punctul lor de vedere, al trăirilor emoționale foarte uh, profunde, uh, încep să vadă relația uh, romantică cu totul altfel, și își dau seama că lângă o persoană, lângă care au stat foarte. Deci, lângă acea persoană, lângă care se găsesc acum, nu se mai poate să meargă mai departe. Și mai sunt aceia dintre nativi care sunt îndrăgostiți, care trăiesc în armonie cu persoana iubită, și pentru care relația se stabilizează și devin foarte stabil emoțional. În orice caz, vreau să atrag atenția nativilor Berbec că această relație de parteneriat, relația în sine, este foarte provocatoare în această perioadă. Și chiar pentru aceia care au o relație foarte bună, și aceasta este ușor tensionată în această perioadă pentru că partenerul de viață găsește să le spună niște lucruri. Niște lucruri care sunt menite să să-i stabilizeze emoțional, să lămurească niște lucruri și aceste lucruri, odată lămurite, pe moment deranjează, dar odată lămurite, nativii își găsesc liniștea. Atrag atenția, deci, nativilor berbe că, indiferent care este situația în care se află, stabilitatea emoțională este foarte importantă, iar liniștirea vine în această săptămână. Taur. Pentru nativi Taur, săptămâna este foarte importantă din punct de vedere al relațiilor. Și relațiile sunt de toate felurile. În, în piața nativilor este relația conjugală care merge foarte bine, comunicarea este foarte bună cu partenerul conjugal sau cu partenerul dintr-o relație romantică. Relația este foarte bună cu prietenii, constată nativul că are prieteni buni, prieteni, prietenii solide, stabile, și acest lucru tinde să îi stabilizeze. Această nevoie de a relaționa și de a se mișca a nativilor vine dintr-o analiză foarte interesantă pe care și o fac nativii și de acolo rezultă că au stat prea mult într-un singur loc. Și vor să-și să deschidă alte perspective, alte relații, alte prietenii, alte, uh, alte planuri de viitor. Numai că planurile de viitor uh, tind să. Analizele acestea sunt destul de provocatoare, pentru că Nativul constată că nu prea. viitorul nu este foarte roz. Uh, nu este foarte roz pentru că încă n-a venit momentul pentru acțiune. Deci acțiunea este ușor încetinită, pașii către viitor sunt ușor încetiniți, pentru că nativul încă nu și-a rezolvat niște probleme prezente. Și în momentul în care își dă seama de acest lucru, nativul Taur începe să-și consolideze poziția actuală. Această concluzie pe care o trage în această săptămână este de natură să-l liniștească sufletește. Și să spună, da, încă nu e momentul, este momentul să consolidez poziția, asta voi și face. Și atunci agitația, uh, agitația lui, în primul rând agitația interioară, se domolește. Gemeni. Săptămâna aceasta, 7-13 octombrie, vine pentru nativii gemeni cu o provocare. Și provocarea vine pe o situație profesională foarte mulțumitoare. Nativii se simt plafonați, ei sunt destul de stabilizați emoțional. Au ajuns la o anumită rutină în profesie, au sentimentul că stagnează totul, dar lor li se pare foarte comod, așa cum este acum. Banii vin, muncesc pentru bani. Numai că munca lor, așa cum v-am spus, a intrat într-o rutină, o rutină comodă. Și ei s-au complăcut și se complac în această săptămână, în această comoditate, numai că nu le prea convine această plafonare. Este singurul lucru care nu le convine și pentru care nativii devin foarte creativi și această creativitate îi face să acționeze. Acțiunea, Vine ca un fel de duș răcoritor și nu este de natură să le strice această stabilitate, această liniște emoțională, ci este așa un soi de sarea și piperul momentului. Nativii au o perioadă în care doresc să progreseze și acest progres acum se manifestă prin aceste idei pe care nativii le lansează. Scopul principal al acestor idei și acestei, acestui așa impuls pe care îl dau momentului este să câștige ceva mai mulți bani. Acum le atrag atenția nativilor că acțiunile foarte curajoase în această perioadă nu sunt recomandate. Recomandarea este să se bucure de perioadă, să-și lanseze ideile pentru că acolo undeva unde trebuie aceste idei sunt primite de o persoană care este foarte posibil să îi și protejeze și nu numai că îi protejează, nu este o protecție rău înțeleasă, Este o persoană care le recunoaște valoarea și care poate să prindă aceste idei și să-i ajute să le uh, pună în practică. Rac. Uh, este posibil ca foarte mulți dintre acești nativi să fie îndrăgostiți în această perioadă, să aibă o, un fel de stop, să pună stop aventurilor, să pună stop relațiilor pasagere și să considere că uh, a venit vremea pentru o relație de lungă durată, aceea foarte tineri. Aceia care sunt într-o relație stabilă stabilizează și mai tare relația, doresc să facă un drum lung și este posibil ca acest drum, un fel de a doua lună de miere, o, un drum foarte important pentru ei, se pare că le iese de data aceasta. Inițiativa aparține nativului Rac din acest cuplu și. Este posibil ca această inițiativă de a face un drum lung sau de a face un curs împreună sau de a învăța să înceapă să învețe o limbă străină împreună sau sau pur și simplu trag niște concluzii din anumite experiențe ale vieții și uh, cresc ambii. Uh, inițiativa o iau dintr-o problemă de casă. Uh, la ei în casă este bine, este armonie, însă, la un moment dat, doresc să iasă puțin și să-și să, -și, să -și primenească puțin aerul în casă cu o ieșire sau cu, cu altceva decât fac în fiecare zi. Uh, rutina este dată la o parte și nativii doresc să facă într-adevăr ceva care să, să le liniștească uh, sufletul. Este o situație foarte frumoasă, este o, o ieșire foarte frumoasă, este o ieșire care pentru nativii RAC înseamnă, înseamnă un progres, care progres a fost mult așteptat și, în acest moment, le liniștește efectiv sufletul. Leu. Nativii acestei zodii sunt într-o situație care nu le este deloc comodă. Deși această stabilizare a emoțiilor ne este benefică nouă tuturor, pentru acești nativi este benefică, dar nu este pe firea lor. De ce? Ei sunt genul de oameni care ies în față. Le place să fie vizibili. Nu, nu suportă planul 2. Nu suportă planul 2 decât în anumite situații. E bine, în această situație, sfatul astrologului este să suporte planul 2 sau chiar să-l caute planul 2. Pentru că stabilitatea emoțională vine pe niște căi foarte ascunse, foarte, pe, o, pe o interiorizare a lor extraordinară. Pe de altă parte, această interiorizare poate să le aducă, o, să le, le scoate la suprafață, și această introspecție pe care o fac le scoate la suprafață uh, niște calități uh, organizatorice pe care până acum nu le-a folosit. Acum nu spun că lei nu sunt foarte buni organizatori, din potrivă, dar anumite laturi ale acestui proces de organizare de, sau poate mai degrabă de respectare a unor norme, pentru că lei sunt tentați să nu respecte normele. Le -i sunt tentați să își creeze propriile lor norme, e bine de data aceasta au de rezolvat niște probleme care țin de, de ceva din trecutul lor. Și această chestiune, în momentul în care o acceptă, nativii reușesc să se liniștească sufletește. Este foarte posibil ca în această săptămână, fie să spună niște vorbe pe care. Doreau să le spună, și nu, nu au avut curaj până acum. Fie le spun ceva mai apăsat decât ar trebui să le spună, dar această spunere le ușurează foarte mult sufletul. Și rămân într-o stabilitate foarte bună și foarte interiorizați. Însă, este bine ca aceste lucruri să nu le facă publice. Și să-și vadă ei în interiorul lor ce au de. Um, cum își rezolvă problemele ei în, în, în sinele interior. Fecioară. Această stabilizare emoțională de care am vorbit în preambulul acestei analize, pentru nativii fecioară, se orientează către relații. Relații cu prieteni, relații cu grupurile de uh, oameni din care nativii fac parte, uh, multă comunicare. Și comunicarea uh, este menită să aducă armonie într-o problemă de relații foarte serioasă. Uh, este vorba de inițiativa unor prieteni sau unui grup care aduce uh, în fața nativilor o problemă de parteneriat foarte serioasă. Această, toată această, toată această conjunctură este legată de bani. Fie că nevoia de bani conduce nativul fecioară către o deschidere de perspectivă și către niște contracte noi, niște relații cu niște parteneri noi de afaceri, pentru care trebuie să aibă o comunicare foarte serioasă sau trebuie să fie dispus la niște deplasări. Fie nativii se străduiesc din răsputeri să-și promoveze propriile calități și anume acele calități care țin de comunicare și de vizibilitate. Nativii fecioare, în general, sunt obișnuiți să stea în planul 2, să urmărească, să analizeze, sunt aceia care analizează, care pun ordine și care susțin planul 1. De data aceasta, nativii sunt nu știu dacă pot să spun obligați, sunt însă nevoiți, nu obligați, dar nevoia îi împinge către a ieși la suprafață ei înșiși, a ieși în conul de lumină. Lucru care pe nativii fecioară îi cam, îi cam tensionează, dar această tensiune poate să constituie și o provocare de bun augur. Balanță. Pentru nativii acestei zodii, această stabilizare emoțională ține de partea de uh, profesie, de partea de profesie, de partea de muncă. Nativii muncesc foarte mult și um, au o, așa un simț al datoriei extraordinar de dezvoltat în această perioadă. Pentru această muncă pe care o depun și pentru inițiativele pe care le iau la locul de muncă, din poziția în care sunt la locul de muncă, sunt răsplătiți și material. Și acest lucru este menit să-i liniștească. Totul este declanșat de personalitatea nativilor, care în această perioadă este foarte tumultoasă. Sunt dispuși la mișcare, sunt dispuși să își manifeste personalitatea, să iasă în față și chiar ies în față, din punct de vedere profesional, își asumă niște responsabilități. Din punctul meu de vedere, cam rapid, se cam repet să își asume niște responsabilități, dar acest lucru este de bine. Adică, totul este brusc, dintr-o dată. Provocator, pentru că toată această mișcare pe care o fac în plan profesional este o mișcare menită să-i tensioneze puțin. Sau, dintr-o anumită tensiune pe care o au, o tensiune personală, o, o, o sentimentul că pot, că acum este momentul, ei declanșează un anumit proces profesional la care își suflecă mânecile, muncesc foarte serios. Dar v-am spus liniștitor este faptul că au în în munca lor sunt și răsplătiți material și acest lucru este foarte satisfăcător pentru nativii acestei zodi. Scorpion. Nativii Scorpion au o stabilizare emoțională care ține de creativitatea lor și de dorința lor de a Face niște pași înainte. Niște pași înainte din punct de vedere intelectual, moral, spiritual. Uh, au copt mult o idee. Uh, ideea de a urma un curs este vorba de cursuri pe care le fac, nu pentru că sunt obligați, ci este vorba de cursuri pe care le fac pentru că doresc să știe mai mult. Uh, S-ar putea să fie vorba și de o anumită filozofie de viață care acum. Uh, pentru nativii scorpion este puțin sau va fi superioară celei pe care au avut-o până acum, fac niște, urcă niște trepte. Sunt armonizați cu ei înșiși și acest lucru le deschide posibilitățile, aceste posibilități de a, de a crește. De a crește, v-am spus, din punct de vedere moral, intelectual, spiritual. Nu este o creștere care vine dintr-o dată, este într-adevăr un tumult interior care declanșează acest proces, numai că acest proces are la bază niște idei pe care nativul le are de mult și le construiește de mult și le-a construit cu foarte multă răbdare. O să lanseze aceste idei. Părerea mea este că dacă există o persoană căreia cu care poate să vorbească nativul uh, și să-i expună ideile, indiferent că această persoană ține de, de latura mai personală a vieții. Poate să fie un duhovnic, un mentor, poate să fie însă și un profesor. Uh, aceste idei pot fi discutate cu această persoană, o persoană de mare încredere. Uh, dacă nu, ele țin de pur și simplu de. Creșterea personală, din punct de vedere al lor, al, inclusiv de creștere interioară a nativilor scorpioni. Deci, toată această chestiune nu ține de, de profesie, nu ține de viața de familie, ține efectiv de nativul scorpion, care în acest moment este el cu el și cu dorința de a ști mai mult de a vedea mai mult, de a înțelege mai mult. Săgetător. Săgetătorii sunt destul de retrași și destul de interiorizați în această perioadă. Simt nevoia să stea ei cu ei, să se retragă la ei în casă, în cuibul lor. Sunt mulți dintre nativii săgetători care în această perioadă vor dori să meargă la părinți, la bunici, la acolo în locurile acelea în care se simt protejați și unde simt că își pot încărca bateriile. Aceia dintre nativi care efectuează în această perioadă o introspecție sunt mulțumiți de ce găsesc în interiorul lor. Și pentru că sunt mulțumiți de ceea ce găsesc în interiorul lor, au curaj să acționeze. Au curaj să scoată la suprafață exact o anumită abilitate pe care acum, până acum nu au folosit-o de a acționa într-un anumit fel. Sau, scuzați, își folosesc foarte bine intuiția. Acum, cu toată, în toată această izolare, există două, două ipoteze pe care le văd aici. Una, că această izolare a fost declanșată de niște vorbe pe care le-au auzit de la prieteni, de la prieteni care au fost foarte vizibili, foarte energici în această perioadă și le-au spus niște vorbe care i-au adus pe nativii uh, săgetători. În situația de a se retrage puțin și de a vedea ce se întâmplă, cei cu ei, vorbe care nu le-au convenit, sau niște prieteni care pur și simplu i-au provocat și au spus, Doamne, dar tu chiar nu ești în stare? Și atunci nativii s-au retras puțin și se gândesc foarte bine la ce au auzit și încearcă să scoată la suprafață exact această abilitate de a acționa atunci când trebuie. Acțiunea lor. Însă este menită să mai aștepte puțin, pentru că dacă mai așteaptă puțin, vor acționa exact atunci când trebuie, unde trebuie. Domeniul pe care acționează nu se vede în această situație. S-ar putea să fie uh, legat de profesie. Deci s-ar putea să fie legat de profesie și anume de a accede la o anumită poziție care să-i conducă către un maxim, de potențial pentru această viață. Deci, aș sfătui, aș sfătui nativii săgetători să fie atenți la ce vine dinspre prieteni, pentru că toată această conjunctură este menită să-i liniștească. Dar să fie atenți și la partea profesională. Capricorn. Pentru nativii capricorn, o provocare Culmea, o provocare care vine din zona profesională, este menită să-i liniștească emoțional. De ce? Pentru că le mărește, le lărgește foarte mult perspectivele și perspectivele pe care le au, ceea ce văd ei așa de la distanță, când fac un pas înapoi și se uită către sfera profesională, este foarte mulțumitor. Sunt unii dintre Capricorn fiecare cu situația lui, o parte dintre Capricorn pot să fie concediați în această perioadă sau să-și dea demisia brusc și să spună gata, am terminat pentru că am alte perspective. Mă retrag puțin, voi vedea, mă sfătuiesc cu prietenii, încep să trimit CV-uri încoace și încolo, mă mișc. Mișcarea este foarte importantă în această perioadă. Și este foarte important cu cine iau legătura și momentul în care abordează pe cineva, momentul în care pleacă într-o deplasare, este foarte important. Și ar sfătui nativii Capricorn care în această perioadă trimit un CV sau au de dat un interviu, de participa la un interviu, să vorbească foarte puțin și foarte la obiect și să se pregătească foarte bine. Sau orice mesaj pe care îl trimit să fie foarte, foarte bine analizat, din toate punctele de vedere, să fie scurt și la obiect. În rest, lucrurile sunt destul de clare. Această, această provocare pe care o au de la locul de muncă ține de contract, ține de parteneriat este foarte posibil ca unii dintre nativi care au propria lor afacere să aibă o provocare din partea partenerului, asociatului de afaceri, dar această provocare să le deschidă noi perspective. Poate să fie chiar un asociat care vine cu o, o bombă pur și simplu și spune, domne, hai să facem cu tare lucru. Bineînțeles că nativul este stresat, te stresează în momentul în care vine cineva cu ceva absolut nou, <coughs> Sau să luăm partener pe cutare. Și acest lucru este provocator, dar este menit să deschidă perspective noi, perspective care pe nativul Capricorn îl liniștesc în acest moment. Vărsător. Nativii vărsători, din punct de vedere profesional, stau nu bine, ci foarte bine și acest lucru îi liniștește foarte mult, supletește. Se pare că au făcut un lucru foarte bun, au construit ceva cu foarte multă temeinicie și acum vin niște bani. Deși Saturn este în Casa Banilor, Saturn îți materializează de fapt ce ai făcut. Dacă ai sărit peste etape, s-ar putea ca banii să nu vină foarte lejer. Dar acum aspectul este foarte bun pentru nativii vărsători pentru că se pare că ei au construit. Au construit cu multă temeinicie ceva, un proiect foarte bun, care acum le va aduce bani. S-ar putea ca banii să dârzie puțin, dar sunt foarte siguri și sunt sume care vin pe o perioadă lungă și uh, foarte stabilă. perioadă. Uh, de muncit, muncesc, dar uh, au uh, marea șansă <coughs> să facă exact ce le place. Mai mult decât atât, intelectul, partea intelectuală a activităților, lor îi provoacă. Sau există o persoană, un mentor, o persoană care are foarte mare încredere în capacitatea acestor nativi, care îi ajută, dar îi ajută -i și provoacă. Această provocare creează un pic de tensiune și îi provoacă fie că îi provoacă să-și folosească întreaga capacitate intelectuală, dar să și sufle ce mânecile să aibă răbdare să muncească ceva, această muncă le cere și inițiativă, dar le cere și forță fizică, pentru că orice muncă, chiar și munca intelectuală, are nevoie de susținere fizică. Poate să-i provoace la a învăța ceva mai mult și mai bine. Și au nevoie de niște cunoștințe pe care poate că în acest moment nu le au. Și atunci, ca să facă față la acest proiect, ei au nevoie să învețe ceva în plus, au nevoie de această susținere. Dar, repet, susținerea este ușor provocatoare. Însă, sunt liniștiți din punct de vedere profesional, lucru care pe nativii, pentru nativi vărsători contează foarte mult în această perioadă. Se apropie mult de acel maxim pe care l-au visat pentru această viață. Pești. Cu un Saturn pe zodia lor, nativii pești au avut sentimentul în ultima vreme că sunt cumva ținuți în loc, sunt îngreunați în tot ce au vrut să facă. Numai că Saturn nu îngreunează, Saturn nu-ți dă voie să sare tape, nu-ți dă voie să faci pași mari. Cu Saturn trebuie să stai și să-ți creezi o bază solidă. După ce ți-ai creat o bază solidă, te duci cu primul nivel, dar nu foarte repede și pe acela. Și fiecare nivel pe care urci, de fapt, trebuie foarte bine uh, construit, foarte bine conturat. De data aceasta, din punct de vedere sufletesc, nativii sunt liniștiți și îi, îi stabilizează emoțional uh, faptul că Încep să se vadă roadele muncilor. Începe să se vadă faptul că au construit, și acum observă cu foarte mare mulțumire, plăcere, că se, încep să se cunoască treptele pe care le-au urcat, din punct de vedere moral, intelectual, spiritual. Și acest lucru le dă curaj să inițieze ceva. Deci, au o idee, au o, o străfulgerare ceva. E, provocarea vine. Din interiorul lor, din, da, din adâncul ființei, pentru că ies la suprafață, niște abilități pe care nativii nu le-au folosit până acum, și anume acelea de conducători sau de uh, foarte buni comunicatori, sau și una și alta. Nu știu dacă conducători neapărat formal. Numiți într-o funcție de conducere, dar în orice caz au vizibilitate și au autoritate. Ies la suprafață aceste uh, calități. Aceste calități care, pentru nativi, uh, constituie o transformare radicală. Uh, tot acum trebuie să fie atenți pentru că această transformare radicală care îi provoacă la toată această conjunctură în care ei vin cu idei, le susțin, le. Este posibil chiar să fie în situația de a susține niște idei în fața unui mentor, unui profesor. Este posibil ca o parte a nativilor pești să fi primit o moștenire care să le ofere posibilitatea sau un credit pentru studii care le oferă posibilitatea să studieze. Și să studieze ceva foarte temeinic, ceva care le... Le, le asigură o bază foarte serioasă, o bază inclusiv o bază personală în personalitatea lor, o, o bază foarte serioasă.